alege cu cât te va ace în cursături. Foarte bine. Ia să citească. Haideți să vă citesc două, trei epigrame. Da. Uite asta. Una mai mondenă, așa. Cinci pensionari de o săptămână, vă spun sincer că nu-i poantă. Pun bani mână de la mână ca să întrețină o amantă. Madonna a cântat la Istanbul, recent, ați auzit. Când pe scenă a apărut, eu cam astea am văzut. 2000 urechi ciulite și 50.000 mustăți zbârlite. Acum știți, partidele astea politice fac fel de de șmecherii așa între ei. German Vedi, mare, yes? În familia mea avem acel algoritm care există și în politică. De exemplu, algoritmul în familia mea. Mie. Privatizare, sport, cultură, externe, bani, agricultură. Ei, adică nevestii. Ca să nu se depună șunca, i-am dat internele și munca. Și vă mai citesc una. Sperăm să ne mai întâlnim și să fim la fel de fericiți și bine dispuși ca astăzi. Pe drumuri europene, lângă Hamburg, pe autostradă, un Ford trecu peste Olandă, iar Dacia a exclamat, halal bărbat. Eu cred că până la sfârșit vei intra în dialog cu unul din epigramiștii noștri, da, care stă aici, Vasile Băicu, el pregătește acum, el scrie acum una precisă. Norie Regățeanu. Da, așa că cine mai poate. Acum eu aș vrea să ofer cuvântul. Facem o pauză. O pauză micuță, da? Da. Facem o pauză.